te-a atras cu o privire sau un surâs inocent, devii doar o pradă. Cu o vizită scurtă la Chișinău, săptămâna aceasta ne-a bucurat cu prezența marele actor, interpret și plin de piersici, Florin Piersic. Nici nu mai știe de câte ori a fost la Chișinău, dar de fiecare dată primește cu plăcere invitația, deoarece zice chiar el că adoră publicul de peste celălalt mal al Prutului. Și mă gândesc la tine. Visurile mele fiind duminicile întâlnirilor trăite de noi cândva. Nu pot să uit prima lacrimă din ochii tăi, cât și prima ploaie căzută pe acoperișul cășuței noastre din munți, acum părăsită. Utile gânduri mărează de vânt și visez la zilele când erai pe pământ numai tu și încep să te chem, dar tu nu m-auzi nici atunci când plâng și plâng. Dacă vei reveni, te voi reinventa, recurându-mă în vise construite cândva. Și ochii cei verzi de smarag pe care îi adoram, îi vreau înapoi în lumea de vise în care noi doi trăiam. Dacă vei reveni, te voi primi cu anemone, mii și alături de noi vor dansa viața și fericirea îndoi. Acum știu, sigur că știu, că tu vei reveni și vom fi iar ca și atunci, îndrăgostiți, să știi, noaptea asta nu mai are mult ca să devină mâine, iar ziua care așteaptă afară te va întâmpina în acele mici dimineți ale noastre, acoperindu-ți pielea ta albă cu aur și lumină. Cu tine-n gând. Femeia e secretul ades nebănuit. Ea este începutul, tot ea e și sfârșit. Trăinii în noapte este motivul vizitii lui Florin Piersic, o piesă ce va fi jucată pentru prima dată la Chișinău în luna mai. Invitația a primit-o de la directorul Teatrului Național Mihai Eminescu și cum mereu e agreat de astfel de invitații, mai ales că are și o relație frumoasă de prietenie cu domnul în cauză, a acceptat fără a ezita această propunere. Poate ești arheolog? Nu. Medic? Nu. Avocat? Nu. N-am licit, dar te cunosc. Am văzut eu undeva? Da, te cunosc. Poate fi ești? Poate? Poate dragostea. Spune-mi, cine ești? Oare cine ești? Poate soarele ești cel fără de apus, cel așteptat. Oare
Cine ești tu? Libertatea sa nu vedeți, spune-mi. Cine ești tu? Poate ești un izvor ce se tea de vița gândului și inimii valina. Ori sunetul ce îmi lipsea în cântec că mă pot schimba. Hai, spune-mi, cine ești tu? Oare cine ești tu? Știi tu oare să-mi par și pâine și vis atunci când iubești? Vreau să știu cine ești tu. Te rog, spune-mi, cine ești tu? Oare-ți vei apăra iubirea la greu sau vei pleca? Când ea te-a atras o privire sau un râs inocent, devii doar o pradă zvoară. Pe loc, chiar din primul moment, la dans, când își lasă obrazul, încet peste umărul tău, ai impresia că lumea întreagă-i a ta. Și uiți ce e bine, ce-i rău, femeia este credul, ades pe bănuți. Ea și este începutul, tot ea e și sfârșit. Ia lumea o rotește, și amețe și tu. Ești sclavul ei pe veci, te vrei sau nu? Sunt șoapci, de ea știe să adune nectar și venim la un loc. Ce dulce povară e dragostea ei, ce noroc! Ea știe mereu care-i drumul pe care și tu-l vei urma. Dar ce bine așa și acasă te simți, doar când ești alături de ea, a femeia e secretul ades nebănit. Ea este începutul, tot ea e și sfârșit. Ea lumea o rotește, și amețești și tu. Ești sclavul ei pe veci, te vrei sau nu? Femeia este cretul ades nebănuit. Ea este începutul, tot ea e și sfârșit. Ea lumea o rotește, și amețe și tu. Ești sclavul ei pe veci, de vrei sau nu? Ce bine așa și acasă te simți, doar când ești alături de ea, a femeia e secretul ades nebănuit. E o fire deschisă, capabil să doboare orice elefant, zis în ghilimele, cu capacitățile sale oratorice. Am avut un discurs cam de jumătate de oră în care ne-a povestit multe momente frumoase din viața sa, din cariera de artist, de actor.
a jucat piese în limba germană, rusă, ne-a uimit recitându-ne câteva versuri în limba rusă și a ținut cu tot din adinsul să ne dea și câteva replici în aceeași limbă. Visurile mele fiind duminicile întâlnirilor trăite de noi, nu pot să uit prima lacrimă din ochii tăi, cât și prima ploaie căzută pe acoperiș, căsuței noastre din munți, acum părăsită. Cu tine în gând, măreață de gând și visele la zilele când erai pe pământ, numai tu și încep să te chem, dar tu nu mă auzi nici atunci când strâng și plâng. Dacă vei veni, te voi reinventa, strecurându-mă-n vise construite cândva. Și ochii tăi verzi de smarag, pe care-i adoram, îi vreau înapoi în lumea de vis în care noi doi trăiam. Dacă vei reveni, te voi primi cu anemone, mii și alături de noi vor dansa viața și fericirea în doi. Acum știu, sigur că știu, că tu vei reveni și fiar ca și atunci îndrăgostit să știi. Noaptea asta nu mai are mult ca să devină mâine, iar ziua care așteaptă afară te va întâmpina în acele mici dimineți ale noastre, acoperindu-ți pielea ta albă cu aur și lumină. Marele actor a jucat în peste 60 de filme și în 10 de spectacole de teatru, având prestații unice. De fiecare dată este așteptat cu drag la Chișinău, dar cel mai frumos lucru e că niciodată nu pleacă cu mâinile goale. Satisfacție sufletească și daruri de la spectatori. Persic, cum ziceți voi, nu? La persic se zice pos, nu? Persic, da. Ori eu am făcut filme. Asta e, s-a terminat. Asta am rămas bădreoasă, vă îmbrățișez, vă doresc tot bine. Și să aveți o primă care cu plăcuri. Femeia e secretul ades nebănuit. Ea este începutul.